Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Bun găsit la o nouă ediție marca Scutul Patriei, stimați radioascultători! Cariera militară este o meserie pentru unii, vocație și dăruire pentru alții, entuziasm pentru ceilalți. Atunci când îi privești atent pe militari, conștientizezi că armata nu-i pentru oricine, ci e pentru oamenii cu caracter, puternici și neînfricați. În spatele uniformei militare stau cei care și-au consacrat ani din viață în slujba țării, cu trăirile, poveștile, regretele și reușitele lor. De-a lungul anilor, aceste modele vii de devotament față de țară și popor se instruiesc continuu, petrec luni sau chiar ani departe de cei dragi, învață, se sacrifică, iar cel mai important, cred în idealul lor, în pofida tuturor obstacolelor. În emisiunea de astăzi vorbim despre solidaritate între state, talent și militari dedicați jurământului depus. La microfon este Ludmila Solomon, în regie Domnița Jechiu, fiți aproape! Regimentul de stat major general de brigadă Nicolae Petrica a marcat prima aniversare de la fondare. La ceremonia consacrată acestui prilej au onorat cu prezența oficialii de la apărare, văduva generalului de brigadă Nicolae Petrică, foști comandanți și militari care au activat în această unitate. În debutul evenimentului, comandantul regimentului, colonel Adrian Balan, a elogiat memoria militarului în cinstea căruia a fost denumită unitatea. Onoarea numelui de general de brigadă Nicolae Petrică este o mândrie a unității, căci dumnealui a fost unul din pilonii de creare a Armatei Naționale și un exemplu pentru noi toți în patriotism, devotament și curaj. Pentru vitejie și curaj, conducerea fermă cu trupele de pe capul de pod Cocieri în 1900 92, a fost decorat cu Ordinul Suprem Militar Ștefan cel Mare. Prezent la activitate, comandantul Armatei Naționale, general de brigadă Igor Gorgan, a apreciat efortul subordonaților, care sunt la datorie 24 de ore din 24, demonstrând dedicație și promptitudine. Efectivul regimentului contribuie zilnic la instruirea calitativă a trupelor. Apreciez efortul subordonaților, care sunt la datorie 24 de ore și dau dovadă de perseverență în îndeplinirea tuturor atribuțiilor. Vă doresc succesă în perfecționarea maestriei profesionale, realizări frumoase, sănătate și bucurii în familiei dumneavoastră. La mulți ani! A menționat general de brigadă Igor Gorgan. În context, ministrul apărării în exercițiu Victor Gaiciuc a felicitat efectivul regimentului, accentuând profesionalismul și devotamentul de care dă dovadă fiecare militar al unității la îndeplinirea misiunilor încredințate. Regimentul de stat major, prin specificul misiunilor sale, este o unitate emblematică pentru Armata Națională și Republica Moldova. Datorită participării la ceremonii și evenimente oficiale ale instituțiilor statului, dar și acțiunilor de asigurare tehnică și pază a obiectivelor strategice. Profesionalismul și devotamentul de care dă dovadă fiecare militar al unității la îndeplinirea misiunilor încredințate demonstrează că sunt o forță capabilă să execute sarcinile stabilite. Vă îndemn să fiți uniți, disciplinați și să nu uitați că împreună avem o misiune nobilă, cea de a sta la straja suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Vă felicit cu ocazia primii aniversări de la formarea unității militare. A declarat Victor Gaiciuc. Totodată, un grup de ofițeri și subofițeri au primit grade, distincții ale Armatei Naționale și diplome pentru indici înalți obținuți în procesul de pregătire de luptă și performanțe în serviciu. Militarii care își îndeplinesc serviciul în cadrul unității respective ne-au spus că regimentul le-a devenit cea de-a doua casă, unde au reușit să se afirme pe plan profesional. Sunt soldat clasa 1 Neagu, fost decorat astăzi cu distincția Crucea pentru Merit clasa 3 Armatei Naționale. Cu ocazia aniversării întâi de la crearea regimentului de stat major, am primit și următorul grad militar caporal.
Sunt soldat clasa 3 Pădureț, pușcaș superior grupa 3, fac serviciu militar timp de jumătate de an și timp de această jumătate de an am învățat foarte multe lucruri interesante și noi. Astăzi este o ceremonie importantă pentru toți militarii acestui regiment, pentru că este ca un fel de a doua casă pentru noi pe timp de acest an de serviciu militar. Am venit în armată cu gândul că voi nimeri în garda de onoare, pentru că știam dinainte ce reprezintă această companie și iată că a dat Dumnezeu și am ajuns aici, am trecut și toate greutățile și am ajuns să particip la ceremonii în rând cu toți militarii. Programul ceremoniei a cuprins elemente de instrucție de front executate de militarii companiei Garda de Onoare, exerciții de luptă corp la corp demonstrate de către efectivul batalionului cu destinație specială Fulger, expoziții de echipament, tehnică și armament din dotarea unității, dar și un program artistic susținut de orchestra prezidențială. Regimentul de stat major a fost fondat în anul 2020 și denumit în cinstea generalului de brigadă Nicolae Petrică, participant la luptele pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, medaliat cu Ordinul Ștefan cel Mare, comandantul Armatei Naționale, șeful Marelui Stat Major, în perioada 1992-1993. La independență. Trei decenii de independență în viziunea militarilor. În contextul marcării celor 30 de ani de la proclamarea independenței, continuăm rubrica Onor la independență. În ediția de astăzi discutăm cu locotenent colonelul Sergiu Ghervas despre drumul parcurs de țara noastră în toți acești ani, dar și ce l-a motivat să pună umăr la păstrarea independenței. Ofițerul activează în cadrul batalionului de instrucție baza de instruire a Armatei Naționale de la Bulboaca, iar colega Steluța Moscalciuc a luat legătura cu militarul și vine cu mai multe detalii. A fost încorporat în armata sovietică, a trecut prin două conflicte armate, iar de-a lungul timpului a devenit unul dintre cei mai buni militari ai Armatei Naționale. Pe colonelul Sergiu Gherva să-l putem considera un exemplu de patriotism pentru generații de militari de azi și de mâine, consacrat și implicat mereu în acțiuni în numele păcii. Așa a fost în anii de cătănie, în lunile de conflict, așa este de fiecare dată când o cere patria. Pe data de 2 martie 1992, Republica Moldova a intrat în Organizația Națiunilor Unite, a fost recunoscută independența țării, dar cunoaștem cu toții în 92, pe data de 2 martie, a izbucnit conflictul de pe Nistru, care bineînțeles că acest conflict mocnea mai din timp, deja avea vreo 2 luni de când situația era încordată. Pe data de 14 martie mi s-a dus la cunoștință că este necesitatea de a pleca la Coșnița pentru reparația tehnicii blindate care este scoasă din luptă, care este deteriorată. Bineînțeles că fără să mă gândesc mult timp am acceptat acest fapt. Am ajuns noi la Coșnița, reparam tehnica și zi și noapte, dar peste 2 săptămâni m-am decis să scriu un raport și am fost încadrat în primul batalion de voluntari, unde am activat până pe data de 28 iulie. Pe data de 28 iulie au fost scoase trupele de pe poziție și au fost introduse forțe menținerea păcii. A fost un conflict unde băieții tineri își apărau independența și suveranitatea statului. Da, bine, a fost declarată, a fost acceptată de alte state, dar independența tânărului stat era nevoie totuși aparat. Eu deja aveam experiențe de 4 luni în conflict armat, dar totuși mi-era și frică, ca și la oricare om. În fiecare seară eram bombardați de aruncătoare de bombe în jurul orilor 11. În una din aceste seri am pierdut un prieten foarte bun de meu, Anatolie Buzu. A fost și eu rănit, am primit și contuzie și rănit a fost și în cap, și în picioare, și în mână. Pe data de 19 mai am scos răniță de pe câmpul de lupte, făcut 2 rute, între 3 rute, mașina blindată în care mă aflam a fost lovită de un fagot. Am avut noroc că oblonul din spate era deschis, deoarece ne găteam deja să debarcăm, să strângem răniții. Părere de rău, asta a fost ultima rută noastră.
Fiind pe pozițiile de luptă la Coșnița, a reușit și să absolvească studiile începute până a fi înrolat în armata sovietică, iar mai apoi, la 1 octombrie 1992, merge să facă școală militară în România. A fost declarată independența, schimbările încă nu se vedeau, deoarece unii erau pentru, alții erau împotriva independenței, aveau loc diferite ciocniri, și politice, și fizice pe stres. Independența, eu personal, am început să o simt după ce s-a finisat conflictul de Dniestru. Când a apărut deja și valuta națională, la început cu cupoanele, apoi lei. Când învățam de la chiriliță să scriu în grafia latină, în ziua mă aflam pe poziții, noaptea cu cartea în mână. Când erau zile de examen, plecam și dădeam examenul, după aceea mă întorceam înapoi. După care am intrat la învățătură în România, în orașul Sibiu, Institutul Militar de Infanterie și Chimie, Facultatea Infanterie, specialitatea paraștist. M-am întors în Republica Moldova, deja ca militar, ca ofițer. Colonelul Gervas spune că odată cu proclamarea independenței, oamenii au avut mari așteptări, însă de-a lungul timpului au fost realizate selectiv. Fiind un tânăr de 19 ani, încă nu conștientizam ce este independența. Dar, bineînțeles, analizând situația politică din țară, analizând situația politică din lume, mi-am dat seama că cetățenii Republicii Moldova tind spre o schimbare, o schimbare spre bine pentru viitorul lor, pentru viitorul copiilor săi. Fiecare persoană tindea spre ce că țara noastră, Republica Moldova, să fie o țară înfloritoare, să fie o țară cunoscută în toată lumea, cu drapel, cu stemă, noi în ultimul rând cu drumuri bune, marfa noastră să fie cunoscută în toată lumea. În contextul celor 30 de ani de independență, ofițerul Gherva s-a adresat un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova, totodată menționând că în instituțiile de învățământ din țară ar trebui să se studieze mai pe larg evenimentele de la începutul anilor 90, astfel încât generația tânără să-și cunoască proprii eroi. Felicit întregul popor Republicii Moldova, cea de 30 aniversare de la proclamarea independenței. Urez mult sănătate celor care au luptat pentru independență, suverenitatea și integritatea Republicii Moldova. Au făcut o faptă măreață și aș dori ca în școlile, în liceurile din Republica Moldova să nu uite despre acest fapt și să introduc în lecțiile de istorie care se predă la școală o temă mai detailată ceea ce se referă la independența Republicii Moldova. Să învețe copiii că au fost eroi, au fost patrioți care au jertfit în numele independenței, suveranității țării pentru viitorul frumos al societății curente, celor care ne vor urma, pentru copiii noștri, nepoți. Ați audiat un subiect realizat cu locotenent colonelul Sergiu Gervas, ofițer al Armatei Naționale, în contextul celor 30 de ani de la proclamarea independenței. Oriunde aș fi pe acest pământ, cât de mult aș umbla, niciun cuvânt n-ar legăna mai frumos vocea mea. Tu ești leagăn de flori, cer senin fără nori. Moldova mea, nu aș putea să te uit, cum să uit. Moldova mea, tu ești lăcașul meu sfânt.
Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. În incinta Brigăzii 2, Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare s-a amenajat un unghiaraj cu picturi dedicate Marelui Voievod, numele căruia prezenta unitatea îl poartă cu cinste și mândrie. Acestea sunt expuse în incinta punctului de control, dar și blocului principal al brigăzii și valorifică imaginea domnitorului Moldovei, Ștefan cel Mare și Sfânt, mănăstirea Putna și cetatea Soroca. Urmează un material realizat de Diana Ciupercă, studentă în anul 3 la Facultatea de Jurnalism. Picturile au prins contur grație a doi militari în termen, dar și la inițiativa conducerii unității. Unitatea noastră poartă numele lui celui mai emerit domnitor al Moldovei, Ștefan cel Mare, și am hotărât în incinta statului major să amenajăm așa un ungheraș, să zicem istoric, dedicat anume lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Luând în considerație că noi avem mulți militari în termen care sunt foarte talentați și eu permanent am fost un promotor a serviciului militar în termen și știind că între acești tineri care vin și satisfac serviciul militar în termen sunt mulți băieți talentați, am identificat așa băieți care, cunoscând și istoria Republicii Moldova, au fost de acord să pună un aport și să deseneze în creion și în culori domnitorul Ștefan cel Mare. De aceea, tot ce este în ungherașul acesta este legat de marele domnitor Ștefan cel Mare. A menționat colonel Andrei Șuram. Pictura principală din mijlocul compoziției îl dezvăluie pe Ștefan cel Mare. Aceasta este îndeplinită într-un stil realist, unde îl observăm pe voievod îmbrăcat într-o ținută pentru ceremonie, alcătuită dintr-o tunică de culoare oranj, palid, cu elemente din linii curbe aurii. Voievodul ține în mâna dreaptă sabia și în cea stângă sceptrul, picioarele fiindu-i acoperite cu cizme de culoarea bordeaux, iar pe fundal este reprezentat soarele, care îi ghidează domnitorului gândurile mărețe. Din partea dreaptă a picturii lui Ștefan cel Mare este reprezentată cetatea Sorocii, elaborată în creion. Pictura expune un drum scurt, în direcția căruia este afișat acest edificiu cultural. Norii sumbri de pe cer reprezentând vremurile dificile prin care a trecut neamul moldav. Vis-a-vis de cetate este reprezentată mănăstirea Putna, iar în colțul stâng este tipărită în culori un citat patriotic, ce vine să pună în valoare actele de vitejie și curaj demonstrate de bravii ostași, care în acele vremuri deloc ușoare au fost scut de apărare pentru țară și popor. Autorii picturilor ne-au spus că procesul de lucru a durat câteva săptămâni și nu a fost unul deloc ușor. Cu toate acestea, satisfacția și mândria de a contribui prin artă la promovarea valorilor și istoria țării merită toată străduința depusă. Soldat clasa 3, Lungul Stanislav. Procesul de creare a mănăstirii Soroca a fost cam dificil. Au fost unele momente când credeam că nu o să reușim. Ne-am dat stăruința și până la urmă s-a primit. Cea mai grea parte a fost unele obiecte. Trebuia să le făcute mai în detailat. Să iasă bine. Cred că un moment interesant în această pictură este drumul, fiindcă reprezintă drumul spre pace, că acolo a luptat Ștefan cel Mare, dar acum este un monument istoric. Această cetate reprezintă zidul împotriva otomanilor, care este un monument al victoriei pentru țara Moldovei. Brigada noastră se numește Brigada 2 Ștefan cel Mare. El este simbolul al curajului, al victoriei, al înțelepciunii, simbolul vitejiei și însuși al țării Moldovei.
clasa 3 Băcenski Marius. Îndeplinesc serviciu militar în brigada a 2-a infanterie motorizată Ștefan cel Mare, aproximativ de 3 luni. Încă din timpul școlii îmi place foarte mult să desen. Mă bucur că aici, în brigada a 2-a, la inițiativa comandantului brigăzii colonel Andrei Șam, am posibilitatea să-mi arăt talentul. Astfel, desenul dat a fost desenat la punctul de control al brigăzii 2. Prin acest desen, eu cu camaradul meu Stanislav Longul am vrut să bucurăm vizitatorii și să-i impresionăm prin maestria noastră. Mă bucur că am lăsat o amprentă artistică în brigada 2. Au spus soldații. Picturile date vin să contribuie la educația militar-patriotică a ustașilor care îndeplinesc serviciul militar în termen în brigada 2 infanterie motorizată Ștefan cel Mare. Armata Națională reprezintă pilonul stabilității și integrității, scutul de apărare al cetățenilor Republicii Moldova. Astăzi, structura de apărare se află într-un proces continuu de transformare și modernizare, capabilă să-și execute la cel mai înalt nivel misiunile ce îi revin conform legii supreme. O dovadă elocventă în acest sens sunt aplicațiile militare, desfășurate periodic atât în țară cât și peste hotarele ei, instruirile cu partenerii externi, restabilirea tehnicii militare din dotare, participarea la misiuni internaționale de menținere a păcii și cu mandat ONU. Audiem un vox realizat de Vera Bivol, studentă în anul 3 la Facultatea de Jurnalism. И леди конституция, где-то требуется факт. Армация нормала, это боец, и требуется факт армат. Так с майкряска, в принципе, он слышал о менте. Но и на инте 2-3 они, я думал, ладно. Крайне позитивно ходить армат, потому что мне около себе, потому что вины персоны мои патерны, мои капабели. Și atât chiar nu de mult am fost la câteva evenimente și am rămas cu memorii bune. Fratele meu, apropo, face la moment serviciu militar și mulțumim. Cum vrea să studieze și germană, ca să facă cursuri militare. Eu s-o cot că dacă ești bărbat, trebuie să faci armată. Cine nu a fost armată, este nu-i bărbat. Primul rând, acolo disciplină. La noi sunt foarte multe evenimente legate de armată, care sunt o carte de vizită pentru întreaga lume. Personal știu că în cadrul Armatei Naționale sunt oferite locuri atractive de muncă pe tot teritoriul țării. Eu am făcut armată de anii 70, 71-73, în Sankt Petersburg. Eu s-o cred că trebuie să fie armată. Pot spune că armata este importantă pentru Moldova. Aceasta este drumul oamenilor puternici. Un fiu de 14 ani care dorește în viitor să se încadreze în rândurile ustașilor. Trebuie numai decât. Soțul meu a slujit, vinile meu a slujit. Băieți lieutenant clasă 11, tot așteaptă armată, trebuie să ducă, băieții să feresc de armată, să feresc, dar și ne pe noi să ne apere, dacă nu tinerii ăștia care se duc la armată. Eu tot sunt ofițer rezervă, lieutenant colonel. Am făcut serviciu 23 de ani. După statul nostru, ție și armată, avem asta normal. Eu las dac armată, băieții, armată, băieții. Asta în școală, să tineretul trebuie. Băieții, tineri, trebuie să treacă. Armata pentru mine înseamnă una dintre cele mai importante instituții de care țara noastră, Moldova, nu ar putea exista. Trebuie cineva să ne apere, ca să fim un stat integru și independent. De verde, flore de rozachie. Eu plec mândru, dragă, și te las cu dor. Plec pe un an de zile la militerie, dar cum trece anul, vin și mă înfor. Plec pe un an de zile la militerie, dar cum trece anul, vin și mă înfor. 1, 2, 3, pășește marșul stasul. 1, 2, 3, cadența respectând. Maică și tăicuță, mi-a venit sorocul ca să-mi apără țara și al copul. Să păstrezi iubitul jurământul care ne l-am dat sub stele pentru viitor. Nu te las la nimeni, ci te las iubirii, dar cum trece anul, vin și mă însor. Nu te las la nimeni, ci te las iubirii, dar cum trece.
specialul vin și mă însor. 1, 2, 3, pășește-n marșul stajul. 1, 2, 3, cadența respectând. Maică și tăicuse, mi-a venit sorocul ca să-mi apără țara și al meu. Îți voi duce dorul, dar un an de zile nu-i atât de mult. Uite, mândru trenul și-a pornit motorul, haide-mă petrece încă cu un serut. Uite, mândru trenul și-a pornit motorul, haide-mă petrece încă cu un serut. 1, 2, 3, pășește-n marșul stajul. 1, 2, 3, cadența respectând. Maică și tăicuțe, mi-a venit sorocul ca să-mi apără țara și ală meu. Iată, ne ajungi la final de emisiune. Alături de voi au fost Ludmila Solomon și regizoarea Domnița Jechiu. Ne dăm întâlnire sâmbăta viitoare pe aceeași frecvență, cu ultimile noutăți din viața militară. Un sfârșit de săptămână cât mai luminos să aveți. Toate bune!